Obiectiv, bine v-am regăsit. Relaxarea restricțiilor s-a produs prea devreme, spune ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Acesta susține că a fost decisă relaxarea din motive politice și de aceea am ajuns acum la creșterea numărului de cazuri. Tătaru consideră că restricțiile ar fi trebuit ținute în vigoare încă cel puțin 2 săptămâni. Aș recomanda să nu ne relaxăm. Încă n-am trecut pas. Dacă mai mențineam măcar 2 săptămâni acea atitudine care aveam, poate acum eram la baza pantei descendente. Ne-am grăbit, cred că, să recomandăm politic anumite idei. Anumite idei care s-au perpetuat, precum bagatelizarea ce a fost, efortul de peste 3 luni de zile, precum și neîncrederea în existența unui virus. Poate că noi suntem subiectivi, dar cei din exteriorul țării noastre nu sunt interesați subiectivi. Sunt obiectivi și vor lua decizii în privința noastră. Respectarea acelor norme trebuiau să aducă doar un minim de creștere, urmat de o scădere progresivă. Noi trebuia să avem măsuri de relaxare și la 1 iulie.